De câteva săptămâni, de când se pregătea să intre la guvernare, domnul Ciolacu a trecut în tabăra susținătorilor certificatului verde. Nu pe față însă, ci promovând în spațiul public o idee cel puțin duioasă, dacă nu ar fi absolut revoltătoare pentru istoria poporului român. Domnul Ciolacu spune că nu susține vaccinarea obligatorie, dar că are dreptul la viață. Care viață, domnule Ciolacu? Care drepturi și care libertăți? Drepturile și libertățile și le-au câștigat românii cu prețul vieții. Bunii și străbunii noștri au ales să moară decât să trăiască asupriți. Pentru că asta faceți dumneavoastră, guvernanții, de 2 ani de zile. Și dumneavoastră, domnule Ciolacu, și partidul dumneavoastră mare stă pe margine și privește pasiv. Care viață, domnule Ciolacu, când trebuie să stăm încaratinați în loc să ne vedem familiile de Crăciun? Care drepturi când nu avem voie să intrăm în instituțiile publice ca să ne facem treburile în instituțiile noastre publice? Și care libertăți, domnule Ciolacu, dacă nu avem voie să ne exprimăm o părere diferită față de cea a sistemului din care faceți parte? Dacă dumneavoastră, domnule Ciolacu, ați ales să dați dreptul dumneavoastră la viață unei companii producătoare de vaccinuri, să experimenteze cu dreptul dumneavoastră la viață, mai bine de 50% dintre români au ales să nu facă asta. Vă place sau nu vă place, asta este realitatea. Vă rog să reveniți cu picioarele pe pământ. Ați devenit promotori și vânzători pentru companiile producătoare de vaccinuri, deși în statutul nostru de parlamentar această asociere este interzisă. Vă rog să vă opriți, stop, destul este destul. Faceți ședințe de guvern în care să găsiți soluții, soluții pentru spitale noi, pentru încălzirea oamenilor în case, pentru energie și nu pentru a găsi noi restricții ca să ne împiedicați nouă viața, drepturile și libertățile. Mulțumesc mult!